După meciul din Europa League de la Basel, oțelul Galați a aterizat pe aeroportul din Sibiu. Sâmbătă campioana va juca pe Municipal, iar până atunci fotbaliștii se odihnesc la un hotel din centrul orașului. Antrenorul Dorinel Munteanu a declarat că după înfrângerea din Liga Europeană nu se gândește decât la o victorie. Gălățenii sunt încrezători într-un rezultat bun la Sibiu. Președintele clubului a declarat că meciul din Europa League a fost unul greu și epuizant. Din păcate n-am reușit să profităm de o oportunitate mare pe care am avut-o. Zic că multe n-avem să le reproșăm jucătorilor, poate lipsa de experiență, care cred că ne-a privat un rezultat bun. Voința Sibiu nu va avea o partidă ușoară sâmbătă. Dorinel Munteanu spune că echipa se concentrează acum pentru a câștiga cât mai multe meciuri în campionat. Știm foarte bine că Sibiu a început bine campionatul. O echipă tenace, o echipă bună care muncește. Noi venim pe un joc de Champions League în care ne gândim acum numai la campionat și ne dorim să obținem victorie. Antrenorul oțelului a fost în tinerețe și jucătorul clubului FC Inter Sibiu. Își aduce aminte cu plăcere de anii petrecuți aici. Amintiri frumoase. A fost practic începutul meu de jucător la o altă performanță. Sunt bucuros că mă reîntorc în Sibiu. Mă bucur că echipa din Sibiu a revenit în divizia A și apreciez tot ce s-a făcut aici.